Ce facem în sezonul rece? Criza energetică la nivel mondial și, desigur, pregătirea pentru iarnă. Unii dintre dumneavoastră poate că nu aveți sobele necesare pentru a folosi masa lemnoasă. Alții însă poate deja au acasă în propriile gospodării masa lemnoasă luată de la ocolul silvic din zonă, alții poate încă așteaptă. În această dimineață vom încerca să aflăm cât mai multe răspunsuri de la domnul Iulian Mamai, directorul adjunct Agenția Molsilva. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit! De unde se cumpără lemnul de foc? Ca să începem direct la subiect. Lemnul de foc se procură, ca de obicei, de la ocolele silvice. Fiecare persoană se adresează la ocolul silvic, la contabilitatea ocolului silvic. În contextul, avem și noi acum stabilit un mecanism, ca urmare a deciziilor comisiilor situații excepționale. Este o cantitate plafonată. Avem niște liste primite de la autoritățile publice locale. Făcute până la final de iulie? Până la final de iulie, actualizate și parcursul lunii septembrie de către autoritățile publice locale, sunt trimise ocoalelor silice, în contextul când sunt cumulate stocuri de masă lemnoasă, lemn de foc, șeful ocolului silic sau reprezentanții ocolului silic telefonează, informează autoritatea publică locală cu privire la redirecționarea a unor anumit număr de persoane pentru a ridica masa lemnoasă care este în stoc ca urmare a executării acelor lucrări. În cazul în care nu cunoașteți care este ocolul dumneavoastră silvic, am să rog colegii să mă ajute. Vreau să arătăm site-ul lemne.md, un site pe care probabil îl știți sau cel puțin ați auzit de el până acum. Alege localitatea ta, este aici această secțiune. Am să fac în direct acest lucru pentru ca cei de acasă să aibă posibilitatea să vadă cum se face acest lucru. Am să scriu Trușeni în acest caz, ca să-mi fie mai simplu. Găsești Chișinău, Primăria Trușeni și în momentul în care cauți, ți se oferă toată informația că poți găsi la ocolul silvic Streșeni în acest caz. Lemn tare preț, lemn moare preț. Apropo de preț, prețul diferă de la ocol la ocol din ce am văzut, dar este aproximativ același. E un preț similar, variază în dependență de metodologie de calcul aplicată de fiecare întreprindere, dar este stabilită în dependență de cheltuielile suportate de fiecare entitate silvică la etapa executării lucrărilor care sunt în planul de activitate acestei entități silvice. Da, apropo de acest site lemne.md și am să rog colegii din nou să arată această imagine pentru cei de acasă, îmi place foarte mult că aici avem posibilitatea să vedem și cantitatea de metri sterici este în acel moment la ocolul silvic, astfel încât să cunoaștem cel puțin cu aproximare care este situația și dacă am putea să ne apropiem sau nu. Prețul îl cunoaștem sau cel puțin putem să-l vedem cu aproximare. Cunoaștem unde ar trebui să telefonăm pentru că este și numele, prenumele persoanei responsabile, dar și telefonul de contact. Cunoaștem de unde ar trebui să luăm, prețul știm, cât putem lua. Care este acea plafonare? Cantitatea este plafonată, este de 5 metri în două tranșe. Actualmente se eliberează 3 metri steri la fiecare persoană sau cetățean care se adresează. Ulterior, cea de-a două tranșă, după ce vor fi finalizate listele prezentate la ocoalele silice cu privire cu cetățenii înscriși în aceste liste. Prioritari sunt acele familii aflate în lista de la primărie? Da, prioritari sunt acei cetățeni înscriși în listele autorităților publice locale. Ulterior avem și noi liste la nivel de ocol silic. Sunt situații când autoritățile publice locale nu au prezentat acele liste. I-am înscris într-o listă separată, ia două prioritate și mergem pe prioritățile stabilite. Inclusiv și instituțiile publice, cum ar fi școli, grădinițe, pentru a avea cantitatea de lemn necesară pentru sezonul rece a anului curent. Doamne, mai dumneavoastră probabil cunoaște. Sunt foarte multe persoane fizice care nu sună la apele la autoritatea publică locală, sună direct la ocolul silvic. Este trecut într-o listă de la ocolul silvic. Am spus, este a doua prioritate. Prioritatea este lista apeleurilor prezentate. Ulterior este lista întocmită la nivelul ocolului silvic când persoanele nu au fost înscrise sau nu au fost înscrise sau nu au fost actualizate acele liste de către autoritățile publice locale prezentate luna august, rămânând în acea componență înscrisă. În cazul în care o gospodărie ajunge la concluzia că nu îi ajung acei 5 metri steri transmisi în două tranșe, mai pot apela încă o dată? Pot fi puși din nou la coadă în listă? Vor putea apela în momentul când noi vom asigura toate listele, toți solicitanții cu masa lemnoasă necesară. Activitatea noastră este de a executa lucrări silice, de a recolta masa lemnoasă și de a o comercializa ulterior. Avem lucrări planificate în perioada următoare, sunt lucrări planificate în anul 2023. Dar la momentul actual, continuă și în 2023, după 1 ianuarie. La momentul actual, care este situația? Cât de multe persoane, poate nu în cifre, dar aproximativ cel puțin, au primit deja masa lemnoasă? La moment aș putea spune că avem
o cantitate comercializată pe parcursul lunii august-septembrie, în jurul la 80.000 de metri sterii eliberată. La nivel național. La nivel național, pe întreaga Republică. Avem în stoc 33.300 de metri sterii. Mai avem de executat lucrări care urmează a fi finalizate în perioada până la 15 noiembrie. Am stabilit și noi niște termeni mai restrânși pentru a avea o cantitate cât mai mare de masă lemnoasă în volum de circa 200.000 de metri cubi. Urmează să ne facem fiecare, să executăm lucrările, să ne facem treaba și avea în stoc... Marea majoritatea mai au o întrebare. Cum se transportă acel lemn până la gospodărie? Pentru că probabil și cei de acasă, dar poate nu toți, cunosc că de transport ar trebui să se ocupe fiecare individ în parte. Fiecare... Da, fiecare cetățean în parte își asigură transportul. Ceea ce discutăm noi de preț și cantitatea lemnoasă este prețul de la parchet, de la locul executării lucrărilor. Este practic platforma din pădure de unde se ridică masa lemnoasă. Există și o linie verde ce a fost lansată. Când putem apela la această linie verde și de ce am face-o? Sau ce întrebări am putea adresa? Este linia verde. Fiecare persoană care nu găsește un răspuns sau la întrebările care are privind comercializarea masei lemnoase, se adresează la linia verde. Avem și noi linia anticorupție a agenției Molsilva, unde putem apela și a sesiza unele momente, chiar și unele neclarități pentru a fi informați corect de, chiar de către personalul serviciului silvic, inclusiv din cadrul agenției Molsilva. Și avem lemne tari și lemn moale, de fapt. Da. Toată lumea cunoaște acest lucru, am văzut și diferența de preț. Marea majoritate, din ce îmi dau seama, cer lemn tare. Da, marea majoritate a solicitărilor sunt de lemn tare. Deja se atestă în unele zone ale Republicii Moldova creșterea cantităților de lemn în stoc moale, ceea ce în perioada următoare ne impune de a lua și noi niște, de a întreprinde niște acțiuni în privirea redirecționării localităților care solicită cantități mai mari sau în zonele deficitare, de a se apela la entitățile silvice pentru a ridica chiar și lemnul moale nesolicitat de cetățenii din zona respectivă. Înainte de acest dialog eram foarte atent în mediul online să văd ce scriu concetățenii noștri pentru a vedea fiecare cum reacționează, în mod special cei din mediul rural. Unii au frica, cel puțin din comentariile pe care le-am citit, că nu vor reuși pe parcursul iernii să primească acea masă lemnoasă. Există acest risc? Risc există. Totul depinde de solicitările și care vor fi în perioada următoare. Știm cu toții că există o criză energetică. Depinde. Anual aș menționa faptul că agenția Molsilva a pus la dispoziție cetățenilor o anumită cantitate de masă lemnoasă, de lemn de foc, care a asigurat toți cetățenii cu lemn de foc. Și în anul curent este o cantitate similară. În contextul când vor fi mai multe persoane care vor trece de la gaz la lemn de foc, se va crea și o situație mai deficitară pe unele zone. Da. Apropo de această perioadă a lunii octombrie, pentru că eu cunosc că în fiecare an, în această perioadă are loc și plantarea de noi pomi, în paralel lucrați și la acest aspect. Întreb pentru că îmi dau seama că și cu dirijarea și în același timp cu livrarea lemnelor de foc, foarte multă lume este angrenată din cadrul Molsilva. Se reușește și plantarea? Da, avem o serie de activități în care în perioada curentă suntem implicați. Este în primul rând activitatea la moment de recoltare a semințelor. Avem o campanie de recoltare a semințelor forestiere care urmează a fi utilizată în scopul de semănat, pentru a fi semănate în pepinierile silvice, în zonele, în sectoarele în care au fost efectuate diverse lucrări. Urmează perioada de plantare. Avem un program sau un plan de acțiune stabilit în contextul extinderii suprafeților acoperite cu vegetație forestieră pe terenurile autorităților publice locale. La momentul actual aș menționa că avem acumulate deja 11.000 de hectare alocate de către autoritățile publice locale pentru a fi plantate în perioada următoare. Mult succes în următoarea perioadă, pentru că urmează o perioadă la fel de complicată cum au fost și ultimele două luni. Alături de noi a fost Iulian Mamai, director adjunct agenția Molsilva. Și nu uitați, pentru mai multe informații, intrați pe lemne.md, pentru că este site-ul unde puteți găsi și numărul ocolului silvic de unde sunteți dumneavoastră și ocolul silvic de unde sunteți dumneavoastră.